Proiectul Energie și Biomasă a lansat în 2014 o inițiativă de parteneriat public-privat pentru a crea o rețea de instituții publice încălzite cu biomasă și un serviciu unic de gestionare a centralelor termice. Uniunea Europeană a investit 100.000 de euro în pilotarea acestui serviciu, ce funcționează cu succes în statele europene. Pentru proiectul pilot a fost selectat raionul Leova, unde antreprenorul privat a instalat în 17 instituții publice centrale termice pe biomasă și le-a preluat în gestiune pe cele existente în raion. Ca rezultat al acestui proiect, investitorul privat a investit circa $1 milion. Pe atunci, din partea partenerului public, ni s-a oferit piața și acele edificii din sectorul social-cultural, cum ar fi școli, grădinițe, etc. Noi am instalat cazane, am stabilit acest management pentru asigurarea procesului și livrăm combustibil pentru integritatea acestui ciclu. Gimnaziul și grădinița din satul Ceadâr sunt două dintre instituțiile care, începând cu anul 2014, sunt încălzite cu energie din biomasă. Datorită parteneriatul public-privat, eu ca manager sunt lipsită de acele griji care le-am avut până în prezent. Agentul economic asigură centrala termică cu combustibil pe biomasă de calitate, instruiește, angajează operatorul centralei termice și mentoratul acestei centrale termice. Gimnaziul achită acum doar tariful verde pentru energia livrată. Nu mai este în grija directorului sau șefului să caute, să procure, să asigure tot ciclul integral de combustibil, gestionare, etc., cu toate riscurile aferente. Asta este grija partenerului privat. Elevii și profesorii au simțit în felul lor schimbarea. Înainte era în clasă foarte frig, puteam să fim și îmbrăcați în hainele de afară, dar după asta a fost cald, noi puteam să stăm îmbluziți foarte subțiri, chiar iarna. Ne simțeam bine și ne era mai comod să învățăm. Iarna precedentă, temperaturile în clasă erau destul de ridicate. Am avut cazuri când copiii se veneau în haine cu mânica scurtă sub haina groasă și la lecții situația era altfel. Se concentrau mai bine asupra sistemului instructiv și nu aveau grijă că le este frig în cadrul orii. Experiența primului model de parteneriat public-privat în prestarea serviciilor bioenergetice a determinat Uniunea Europeană să extindă rețeaua unor asemenea modele și în alte 7 raioane din Republica Moldova. Noile servicii de parteneriat public-privat vor fi create până în 2017 în cadrul celei de-a doua etape a proiectului Energie și Biomasă.